La două luni de la revocarea Laurei Codruța Chiove și de la șefia DNA, ministrul justiției Tudorel Toader a venit astăzi cu prima propunere pentru conducerea direcției. În urma desfășurării procedurii de selecție care a avut loc în perioada 6 august 4 septembrie 2018 la sediul Ministerului Justiției, vă aducem la cunoștință faptul că propunerea ministrului justiției Tudorel Toader pentru numirea în funcția de procuror șef al DNA este doamna Adina Florea, a informat Ministerul Justiției. În continuare, propunerea va fi trimisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. După ce, ce SM va da un avis consultativ, propunerea va ajunge pe masa președintelui Claus Iohannis pentru numirea în funcție. Rămâne de văzut care va fi decizia președintelui României. Adina Florea este procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost pe rând șefă la parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ulterior ocupând funcția de procuror general la Curtea de Apel. Procurorul s-a remarcat în 2010 când a dispus redeschiderea dosarului în care fostul primar al Constanței, Radu Mazere, era acuzat că a purtat la o defilare de modă o uniformă nazistă. Șase procurori au candidat în a doua selecție pe pentru șefia DNA, procedura a fost reluată după ce prima dată niciunul din cei patru procurori care și-au depus candidatura nu au fost aleși de către Tudorel Toader.